Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 24 aprilie 2023. Aduci rod pentru Dumnezeu? Eu v-am ales să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Ioan 15, versetul 16. Te-ai întrebat vreodată cum pot unii oameni să realizeze atât de multe lucruri? Ce îi face să fie atât de productivi? Să mergem rapid la sfârșitul propriei tale vieți. Ce ți-ar trebui ca să poți spune atunci: am dus o viață rodnică, am realizat ce mi-am propus să fac? Ce consideri tu a fi o viață plină de rod? Și mai important, care crezi tu că este definiția lui Dumnezeu pentru o viață roditoare? Haideți să vedem împreună ce înseamnă să fii un creștin roditor. Cuvântul rod apare de 66 de ori în Noul Testament și se face referire la trei tipuri de rod: hrană, smochine, struguri și celelalte, rod biologic, copii în primul rând, și rod spiritual, caracter asemenea lui Hristos. Biblia definește acest rod spiritual prin 9 virtuți: dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Vezi Galateni 5, versetele 22 și 23. Acum știi ce tip de rod dorește Dumnezeu să se producă în viața ta. Și așa definește El o viață productivă. Domnul Iisus a zis: dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Scrie în Ioan 15, versetul 8. Dovada că ești un ucenic al Domnului Iisus Hristos este că aduci rod spiritual. S-ar putea să fii un bun inspector de roade când vine vorba despre analizarea altora, dar ce fel de rod crește în propria ta viață? Devii tot mai firesc sau te asemeni tot mai mult cu Iisus Hristos? Ca să știi cât ești de roditor, analizează ce crește în viața ta. Dacă ce vezi îți place, continuă să faci ceea ce faci. Dacă nu-ți place, pleacă-te pe genunchi și roagă-te: Tată, ajută-mă să aduc acele roade care să te glorifice pe tine. Amin?